11.326 de persoane din țara noastră au declarat la fisc faptul că au obținut venituri din activități independente de meditații în anul 2023, a căror valoare netă cumulată se ridică la peste 169 de milioane de lei, scrie economica.net. Datele obținute de publicație de la ANAF relevă faptul că cele mai mari venituri nete declarate de profesori din meditație au fost realizate în București, peste 40 de milioane de lei, în Sibiu peste 15 milioane de lei și în județul Cluj peste 14 milioane de lei. Sumele raportate de ANAF ca fiind declarate că sunt obținute din activități de meditații de către persoanele fizice totalizează 169 de milioane de lei. Județul Hunedoara se poziționează în jumătatea inferioară a clasamentului cu un număr de 160 de cadre didactice care, în anul 2023, au declarat la fisc venituri totale de aproape 1,5 milioane lei.